Bună ziua! Vreau să vă arăt pentru început cum trebuia să, ce trebuia să iasă pe pieptul bărbatului, domnului Radu. O, chipul unei fetițe, nepoțica lui de 4 ani. Vreți să vedeți ce a ieșit? Imediat am să vă arăt. Sunteți pregătiți? Este o imagine care poate stârni și râsul, însă pentru domnul Radu a fost șocul foarte mare. Acesta este chipul fetiței pe care ați văzut-o mai devreme. Ce ați simțit în momentul în care ați văzut ce aveți pe piept? Total dezamăgit. O să vă rog să vă dați puțin ochelarii. Nu mă așteptam la așa ceva. Pare rău, bine că am găsit aici la domnul Javid să se retușeze, să se poată face. Cât ați plătit pentru asta? 400 de lei. 400 ron. 400 de lei. Să-l întrebăm pe Javid. O să te rog să-ți dai și tu ochelarii ca să te vadă lumea. Știu că asta este procedura când scoți un tatuaj. Hai să vorbim puțin despre poza, tatuajul domnului. Conturul la buze, nu știu, a încercat să transforme copilul, nu știu, într-o persoană mai bătrână. Nu este un tatuaj reușit, cum se vede. Conturul la ochi, e un tatuaj... Putem să-l scoatem acum în direct? Da, se poate realiza îndepărtarea lui. Haideți să vedem în timp ce le arătăm exact cum se scoate tatuajul. Haideți să încercăm să scoatem tatuajul. În direct o să vedeți procedura de scoatere a unui tatuaj permanent. Se scoate imediat cu laser. Să începem pentru că mai avem puțin timp la dispoziție și chiar vreau să le arătăm oamenilor cum se scoate un tatuaj permanent în direct. O să vedeți cum dispare tatuajul instant. O să poate rămâne o mică cicatrice, trebuie să aveți mare grijă, domnul Radu, să îl îngrijiți, trebuie să vă dați cu antibiotic, ca să nu vă rămână semn. Ați renunțat la ideea de a vă face tatuajul? Nu. Javid, ești responsabil. Da. O să-i faci un tatuaj exact așa cum și-l dorește? Normal. Aveți mare grijă ce tatuator vă alegeți.